În cadrul proiectului, atât în România cât și în Republica Moldova, ne bucurăm de un parteneriat strategic. Acesta este parteneriatul cu Ministerul Mediului. Este un parteneriat, să spunem așa, cheie pentru că împreună avem aceleași interese. De a avea o țară curată, ca oamenii să fie responsabili cu natura, să ne conservăm resursele și nu în ultimul rând să contribuim împreună la o stare mai bună a viitoarei generații din fiecare țară. Probabil vă întrebați cum va fi curățenia anul acesta. Cum am spus și la început, va fi pe baza platformei din România. România acum dezvoltă toată aplicația pentru ziua de curățenie de la Chișinău. Va fi foarte simplu, începând cu 8 august, aplicația va fi disponibilă și în Chișinău, iar de pe 15 oficial lansăm cartarea și la Chișinău. Cartarea se va întâmpla, cum spuneam, cu ajutorul unei aplicații GPS care face poze la zonele cu deșeuri, pune pe o aplicație online toate aceste informații, iar voluntarii le pot vedea în timp real. Aplicația a fost dezvoltată și adaptată pentru Moldova și în luna septembrie vom cartografia zonele din municipiul Chișinău. Proiectul, cum spuneam, are mai mulți pași. Primul pas este realizarea acțiunii în municipiul Chișinău în septembrie, iar la anul, în primăvară, extindem proiectul la nivel național.